Handbaliștii suceveni vor disputa duminică în deplasare partida cu CSM București. Meciul va începe de la ora 12:30. Sportivii CSU Suceava pleacă cu speranța că finalul de joc va fi unul favorabil lor. Ion Tkaciuc, sportiv sucevean, a declarat că echipa pleacă la București încrezătoare că victoria va fi de partea lor, chiar dacă meciul va fi unul dificil. Va fi un meci foarte greu. Venim după acel meci din tur, pe care zic eu că trebuia să-l câștigăm. Ei vin după Cupa României, unde au făcut un rezultat destul de bun. Eu vreau să câștigăm, dar ce va fi în teren, vom vedea. Răzvan Bernicu, antrenorul studenților, a subliniat că elevii săi s-au pregătit temeinic pentru meciul ce urmează și speră că se vor întoarce învingătorii din deplasare. O partidă dificilă. În primul rând, ne așteptăm la un meci echilibrat, nu pentru că și meciul din tur, eu zic, se putea termina la fel de bine cu victoria noastră sau chiar la egalitate. Sunt două loturi de nivel apropiat. Noi ne dorim să facem un meci bun. În primul rând să arătăm că nu a fost o întâmplare, pentru că am făcut două meciuri bune, zic eu, cu Târgu Jiu și cu Turda, chiar dacă am pierdut la limită. Însă avem o constanță în joc și pe îmbucurător, mai ales pentru play-out. Totodată, Răzvan Bernicu a dorit să mulțumesc autorităților locale sucevene pentru aprobarea bugetului pentru sport. Acesta a declarat că unii jucători sunt cu plata la zi, doar câțiva trebuie să mai primească salariul aferent lunii februarie. Eu zic că lucrurile se vor pune în ordine. Le mulțumim pe această cale, pentru că s-au pus cu toții de acord, cum am spus și în vară, și nu neapărat handbalul. Sportul trece pentru un moment greu. Și în primul rând, cu sprijinul autorităților locale, vom reuși să scoatem din nou capul.